seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Obiectiv. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Încă un viceprimar din Gorj a fost pus pe făraș, asta după ce a fost declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate. Despre cine este vorba, aflați în jurnal. Spargeri în lanț la Târgu Jiu, un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost reținut, iar alți doi sunt cercetați în stare de libertate după ce au spart mai multe mașini în municipiu, creând un prejudiciu de 15.000 de lei. Mai multe detalii vă spun imediat. Un tânăr din Târgu Jiu a avut parte de șocul vieții seara trecută. Nu i-a venit să creadă când a fost sunat și i s-a spus că are mașina parcată în albia Jiului. Cum s-a întâmplat totul, vă spun în câteva momente. Încă un viceprimar din Gorj a fost pus pe făraș, asta după ce a fost declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate. Este vorba despre viceprimarul comunei Stănești. Potrivit Anii Dumitru, postul deține și exercită simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoană fizică autorizată. De asemenea, în perioada 23 iunie-8 noiembrie 2016, simultan cu funcția de viceprimar a deținut și funcțiile de administrator și curator special al SC Miobeticom SRL. Acesta a fost decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării destituirii din funcția publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Spargeri în lanț la Târgu Jiu, un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost reținut, iar alți doi sunt cercetați în stare de libertate după ce au spart mai multe mașini în municipiu, creând un prejudiciu de 15.000 de lei. Cei care au alertat poliția au fost chiar proprietarii autoturismelor prădate de hoți. Gesturile târgujienilor s-au sfârșit cu dosare penale. Chiar dacă mașinile erau parcate în fața locuințelor gorjenilor, acest lucru nu i-a împiedicat pe hoți să acționeze. După ce au spart autoturismele, aceștia au luat din ele tot ce au găsit de valoare. După câteva zile, polițiștii au dat însă de urmele lor. Unul dintre ei a și fost arestat pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat parchetului cu propuneri legale. În perioada august-septembrie anul curent, poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată de mai mulți cetățeni din localitate cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns prin infracție în autovehiculele proprietate parcate în apropierea domiciliilor, de unde au sustras bunurile de valoare și sume de bani, cauzând un prejudiciu de peste 15.000 de lei. La data de 11 septembrie anul curent, în urma cercetărilor și investigațiilor efectuate de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Târgu Jiu, au fost identificați trei tineri de 16, 20 și 21 de ani din municipiul Târgu Jiu, bănuiți de săvârșirea faptelor. Față de tânărul de 21 de ani, s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Un tânăr din Târgu Jiu a avut parte de șocul vieții seara trecută. Nu i-a venit să creadă când a fost sunat și i s-a spus că are mașina parcată în albia Jiului. Acesta și-a lăsat mașina în apropierea cortului de pe insuliță, cu gândul că o ia mai târziu, el plecând cu un alt prieten spre Arcani. La câteva minute după ce a plecat de lângă autoturism, a fost sunat și a anunțat că trebuie să se întoarcă, întrucât mașina sa a ajuns în apa Jiului. Înainte de a ajunge în Jiu, mașina a mers aproape 20 de metri singură. A trecut printre arborii plantați pe malul râului și și-a văzut de drum până când a intrat la apă. Potrivit polițiștilor, tânărul ar fi uitat râna de mână atunci când a parcat autoturismul. Când a fost sunat de un prieten și a spus că mașina lui a ajuns în Jiu, nu i-a venit să creadă, mai ales că doar ce o cumpărase recent și avea inclusiv o cutie de viteze nouă. A fost carambol la Drăguțești seara trecută. 4 mașini au fost făcute praf după ce au fost implicate într-un accident rutier. În urma evenimentului, o persoană a fost rănită și a primit îngrijiri medicale la fața locului. 4 autoturisme au fost implicate marți seara într-un accident rutier în comuna Drăguțești, sat Iași. În urma evenimentului, o persoană a fost rănită ușor. 2 echipaje pentru descarcerare și un echipaj smurt din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și un echipaj din cadrul SAJ Gorj, au intervenit de urgență la fața locului. Turatul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier produs pe raza localității Drăguțești. La fața locului s-au deplasat 2 echipaje pentru descarcerare și un echipaj smurt din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, un echipaj din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj, care au constatat că în urma impactului a 4 autovehicule, o persoană a necesitat îngrijiri medicale. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat să fie transportată la spital. Un tânăr din Mătăsare a fost bătut măr în plină stradă. Agresorul, un bărbat de 32 de ani, s-a năpustit cu pumnii și picioarele pe acesta chiar în parcul din localitate. După ce a reușit să scape din mâinile acestuia, tânărul a sunat imediat la 112. După bătaia soră cu moartea, bărbatul a cerut ajutorul medicilor pentru îngrijiri.
Incidentul a avut loc ieri după amiază în localitatea Mătăsari. Un tânăr de 20 de ani din comună a anunțat poliția că a fost bătut în parcul din localitate. În urma agresiunii, tânărul a suferit mai multe leziuni, fiind necesară intervenția medicilor pentru acordarea de îngrijiri medicale. În continuarea cercetărilor, în dosarul penal față de agresor a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri legale. Postul de poliție Mătăsari a fost sesizat de un tânăr de 20 de ani din localitate cu privire la faptul că un bărbat de 32 de ani din comuna Mătăsari l-a agresat fizic în timp ce se afla în parcul din localitate, iar în urma agresiunii tânărul a suferit mai multe leziuni, fiind necesară intervenția medicilor pentru acordarea de îngrijiri medicale. În continuarea cercetărilor în dosarul penal față de agresor a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri legale. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Tensiuni în Alt de Gorj după venirea lui Ion Iordache în partid. Consilierul municipal Eduard Lădaru și vicepreședintele Ninel Muja ar fi primit vizații de actualul lider. După ce a trecut la ALDE direct pe un post de vicepreședinte, Ion Iordache a anunțat că își dorește un alt mod de a face politică și a atenționat pe cei care au fost până acum apropiați ai fostului președinte Dian Popescu să se alinieze în noile cerințe din partid. În caz contrar, riscă să fie trași pe dreapta. Tensiunile sunt tot mai acute în filiala ALDE de Gorj, apropiații lui Dian Popescu. Fostul președinte nu ar fi în grațiile actualului lider Ion Iordache. Acesta dorește un alt mod de a face politică, iar prima victimă pare să fie Eduard Lădaru, consilier local la Târgu Jiu, unul dintre oamenii de bază ai lui Dian Popescu. Alesul local are nevoie de timp să se adapteze la noile directive și este posibil să fie tras pe dreapta dacă nu își asumă noua politică a partidului. Ninel Muja, vicepreședintele ALDE de Gorj, susține că în prezent filiala se află în reorganizare după venirea lui Ion Iordache pe un post de vicepreședinte. Prima ședință care a avut loc la organizația ALDE de Gorj, în acea ședință s-a întrunit nou birou politic județean. Acolo am discutat și cu toții ne-am asumat construcția organizației ALDE de Gorj. Avem un proiect nou, un proiect care l-a propus domnul Iordache și pot să vă spun că suntem în construcție, pentru că ne dorim ca organizația ALDE Gorj să aibă un rezultat foarte bun la europarlamentare, cât și la prezidențiale. Ninel Muș a declarat că la ultima ședință de birou politic a avut loc o întâlnire cu europarlamentarul Norica Nicolae, coordonatorul ALDE Gorj, unde s-au discutat direcțiile de dezvoltare ale partidului. Muja nu lasă nici măcar să se înțeleagă faptul că unii colegi de-ai săi vor fi trași pe dreapta și evită să fie tranșant din acest punct de vedere, cu toate că inclusiv scaunul său de la Consiliul Județean s-ar putea clătina. Această întâlnire am stabilit-o la București împreună cu doamna președinte Norica Nicolae. Eu și cu domnul primar Robert Filip, și această întâlnire a avut loc la nivelul biroului, noului birou politic județean. A participat, deci la această ședință au participat toți membrii biroului politic județean, cu o excepție sau două, dar motivate. Un coleg a lipsit pentru că a avut un deces în familie. Deși au existat zvonuri inclusiv în ceea ce privește înlocuirea sa de la Consiliul Județean Gorj, vicele Ninel Muș a evitat să facă declarații despre viitorul său în politică și în administrație și spune că organizația este în reconstrucție. Cu toate că nu recunoaște, cel mai probabil Ninel Muș se teme de faptul că ar putea avea de suferit, având în vedere că a ajuns șef în Consiliul Județean Gorj cu sprijinul lui Dian Popescu. Eu știu că nu s-a discutat așa ceva, nu știu. Încă o dată repet. Suntem o echipă în construcție și avem un obiectiv. Deci eu nu știu cum vedeți dumneavoastră din exterior. Eu știu că problemele se discută în cadrul organizației și acesta este obiectivul nostru în momentul de față.
Aceste lucruri s-au discutat. Nu s-a discutat altceva, s-a discutat asumarea acestui proiect, pe care, v-am spus, ni-l asumăm. Mii de gorjeni trăiesc în ilegalitate, cei mai mulți dintre aceștia fie nu și-au reînnoit buletinele, fie nu au intrat în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani. Autoritățile în domeniu îndeamnă pe aceștia să-și întocmească documentele, altfel riscă amenzi usturătoare. Nesolicitarea acestui act în termenele prevăzute de lege se sancționează cu amendă de la 40 la 80 de lei. Conform reprezentanților Direcției de Evidență a Populației, aproape 4.000 de persoane nu și-au reînnoit actele de identitate după ce termenul de valabilitate al documentelor a expirat. De asemenea, acestora li se adaugă peste 1.000 de minori care au împlinit vârsta de 14 ani și nu au solicitat eliberarea primului act de identitate. Contravaloarea cărții de identitate este de 7 lei, iar cei care solicită o carte de identitate provizorie plătesc doar 1 leu. Numărul persoanelor care depun sesizări la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj este în creștere. Comisarul șef al CJPC Gorj, Mădălin Giurcău, a declarat că numărul plângerilor în luna august a fost mai mare cu 6% față de perioada similară a anului trecut. Gorjenii sunt nemulțumiți de diferite servicii sau produse, motiv pentru care au depus reclamații la CJPC Gorj, cuantumul amenzilor aplicate pentru neregulile depistate fiind de asemenea mai mare decât în aceeași perioadă anului 2007. Cele mai multe sesizări au vizat produse și servicii nealimentare. Valoarea amenzilor a depășit 37.000 de lei, fiind înlocuite sau restituite produse în valoare de peste 7.000 de lei. Numărul plângerilor depuse de gorjenii nemulțumiți de calitatea diferitor servicii sau produse, fiind mai mare cu 6% față de perioada similară a anului trecut. În luna august au încheiat un număr total de 104 acte de control, în urma cărora au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, din care 12 amenzi în valoare totală de 37.000 lei. Tot în aceeași perioadă s-au înregistrat 52 de reclamații, în creștere cu aproximativ 6% față de aceeași perioadă anului trecut. Reclamațiile înregistrate au vizat preponderent produse și servicii nealimentare, aproximativ 95%, dintre care exemplificăm telefoane mobile, tâmplările PVC, servicii de telecomunicații, servicii financiare, servicii de curierat. Toate petițiile au fost soluționate în perioada legală. Comisariatul condus de Mădălin Giurcău a realizat și informări prin comunicatele de presă sau prin intermediul biroului din Târgu Jiu. ALDE Gorj este în impas după ce consilierul local Eduard Lădaru a ieșit din grațiile actualei structuri de conducere. Lădaru părea să fie candidatul tradițional la postul de primar de Târgu Jiu, însă Ionior Dache are alte gânduri. Lădaru nici nu mai are ieșiri publice vehemente la fel ca în trecut. Ionior Dache ar dori o relație mai puțin tensionată în Consiliul Local Târgu Jiu, iar Lădaru ar putea fi temperat sau tras de tot în spate. ALDE Gorj este în impas în ceea ce privește desemnarea unui candidat propriu la primăria Târgu Jiu. De altfel, obiectivul principal al formațiunii politice pare să fie cu totul altul în acest moment. Conducerea partidului dând de înțeles că de data aceasta Eduard Lădaru, eternul candidat la primăria Târgu Jiu, nu se mai află în grațiile șefilor săi. Ninel Muja, vicele ALDE, nu-l cunoaște nici el care va fi candidatul la Târgu Jiu, miza fiind alegerile europarlamentare. Semn că, de la nivel central, directivele au fost clare pentru ca Norica Nicolai, președintele interimar al organizației de la Gorj, să mai prindă încă un mandat de europarlamentar. În momentul de față, obiectivul este alegerile europarlamentare și prezidențiale. Alegerile locale, după cum știți, vor fi în 2020. Este foarte clar că ne gândim să și abordăm și acest subiect cu candidatura la primăria Târgu Jiu, dar toate la timpul lor. Drumurile județene din Stănești și Runcu aflate în reabilitare trebuie finalizate până la sfârșitul acestui an. Potrivit lui Ninel Muja, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, lucrările sunt în derulare pe ambele tronsoane din Stănești și din Runcu. Se efectuează lucrările de amenajare a bazei șoselelor, după care se va trece la turnarea stratului de asfalt. Consiliul Județean Gorj a alocat din bugetul propriu al județului aproximativ 7 milioane de lei pentru a fi reabilitați 4,5 km de drum în comuna Runcu și 2,9 km în comuna Stănești. Principalele lucrări constau în reabilitare parte carosabilă, realizare drumuri laterale și puncte de acces la proprietăți, efectuare de lucrări privind siguranța circulației. Cele două tronsoane de drum județean trebuie să fie gata până la debutul sezonului de iarnă, astfel încât să nu existe probleme cu traficul rutier. Am fost pe cele două lucrări pe drumurile județene. Lucrarea de la Stănești, acolo se lucrează, sunt în grafic, s-a pus
un strat de piatră spartă. Am discutat și cu constructorul și ne dorim ca această lucrare să fie finalizată în termen, adică până la sfârșitul anului. Actorii Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu se întorc pe scenă. Peste câteva zile se dă startul unei noi stagiuni în care vor fi prezentate spectacole de excepție. Ca o premieră, anul acesta va fi pus în scenă și un spectacol în care actorii vor interacționa cu spectatorii. Prețul unui abonament costă între 70 și 150 de lei, iar în ceea ce privește prețurile pentru bilete, acestea rămân neschimbate. Potrivit lui Cosmin Brehuță, managerul teatrului, debutul stagiunii va avea loc pe data de 22 septembrie cu premiera spectacolului Despre un idol și un Ion Anapoda în regia lui Radu Botar. Ca o premieră, anul acesta va fi pus în scenă și un spectacol în care actorii vor interacționa cu spectatorii. A doua premieră din această stagiune va fi Fabrica de Impro. Ne-am trecut aici Fabrica de Improvizație pentru a-i crea un titlu mai inteligibil pentru toată lumea, un spectacol în care actorii și spectatorii vor construi împreună spectacolul. Tocmai de aceea ineditul acestei premiere va fi faptul că de fiecare dată va fi altceva în funcție de temele care vor veni pe baza interacțiunii cu publicul, ceea ce va fi, sunt convins, cel puțin pentru mine și cei care vom vrea să vedem de fiecare dată, un eveniment special, pentru că nu vom ști la ce soluții se va ajunge în rezolvarea temelor pe care publicul le va da în ceea ce se va întâmpla pe scenă, și de fiecare dată actorii vor fi provocați. Este un gen de teatru foarte greu, tocmai de aceea s-a făcut o selecție riguroasă, pentru că nu orice actor are acest atu în mânecă de a fi tot timpul spontan, prezent și să vină cu soluții de bun gust și, de ce nu, cu umor sau cu sensibilitate în ceea ce privește așteptarea publicului. De asemenea, tot în cadrul acestei sesiuni vor fi repuse în scenă și piese care au avut priză la public, precum Avioane de Hârtie, Dacă Dragoste Nu E și Sărutul. Un spectacol care e trecut la relori pentru că a avut premiera în debutul festivalului de anul acesta, dar nu prea a fost văzut de publicul târgujean. E vorba, din punctul nostru de vedere, de unul din spectacole de referință ale instituției noastre, un spectacol care poate să fie o carte de vizită cu adevărat, care să ne definească și să ne creeze un drum al nostru în lumea teatrului românesc, dar și universal, aș spune eu. E vorba de spectacolul Sărutul, care va fi prezent anul acesta în toate tipurile de abonamente și cu siguranță și cei care nu vor avea un abonament și vor dori să vadă spectacolul acesta vor avea ocazia, pentru că îl vom juca, cred, de destule ori. Apoi vom avea la relori Dacă Dragoste Nu E, Balul Teatrului de anul trecut, Avioane de Hârtie, un spectacol cu o tematică foarte actuală. De asemenea, teatrul din Târgu Jiu pune în vânzare, începând din acest an, abonamente care poartă numele celor care au pus umărul la realizarea instituției. Prețul unui abonament costă între 70 și 150 de lei. În ceea ce privește prețurile pentru bilete, acestea rămân neschimbate, respectiv 10 lei pentru elevi, 15 lei pentru studenți și pensionari și 20 de lei pentru alte categorii. Știrile au ajuns la final. Sunt Mirela Drăgan. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă!